Mâna stângă aveam cu pachetele astea, pe dreapta aveam cu diplomatul și o borsetă. Când se urc pe scară, cu un picior eram în aer să fac pas, m-a prins într-un picior, m-am pomenit cu un brânj din spate. Bineînțeles că printr-un picior fără echilibru am căzut jos, m-am sprijinit de mâini, norocul că m-am sprijinit de mâini, că sunt julit peste tot. Am dat și cu capul un pic. Încercând să-mi ia diplomatul și văzând că nu poate, strigând hoții, s-a ridicat, a fugit, a luat borseta, care nu am acte, ni-l v-am spus. Și că bani, ei crezând că diplomatul ăla e plin cu bani, ori noi nici nu avem așa mulți bani și dacă avem bani nu umblăm cu ei pe stradă. Dacă auzi acest interviu, fac apel la el să nu mă pun în situația să mai umblu după semne, arunci undeva în fața casei, că n-am decât pașaportul acolo, buletinul merea în buzunar și niște acte la club și ștampii la clubului. L-aș și cinstit dacă mi le-ar aduce.